Credința care ne mântuiește și pe noi de mânia lui Dumnezeu și de focul iadului este credința în înviere și credința în viața veșnică. Avram este numit tatăl tuturor credincioșilor. Dar știți de ce este numit așa? El credea că Dumnezeu poate să învieze morți. Asta este credința sfinților, asta este credința care ne mântuiește și pe noi. Spune versul acestei cântări: și dacă plec, mă duc la Tatăl meu, mă duc la Dumnezeu și e mai bine. Cântam cântecelul acesta în casa unui credincios și băiatul fratelui aceluia să fie avut poate 10-12 ani, zice: nu cânți bine. Dar ce este greșit? Am întrebat eu. Nu mai spune: mă duc la Tatăl meu și e mai bine. Spune: mă duc la Tatăl meu și e cu mult mai bine. Și am zis: băiatul ăsta are dreptate. Și am schimbat lucrurile. Asta este credința sfinților și alta nu este. Apostolul Pavel, prin Duhul Sfânt, zice: dacă trăim, pentru Domnul trăim, iar dacă murim, zice, pentru Domnul murim. Căci fie că trăim, fie că murim, ai Domnului suntem. Eu când am primit darul acesta minunat și nemeritat, Sfânta Pocăință, credința Sfinților, între altele, Domnul m-a eliberat la clipeală de ochi de frica aceasta de moarte. Și dacă sunt în seara aceasta printre noi în adunare oameni stăpâniți de un duh de frică, frica de moarte sau de orice ce altceva, la cuvântul Domnului să fie eliberați. Amin. Și să vină de sus, din cer, prin lumina adevărului, pacea lui Hristos care întrece orice ce pricepe. Apostolul Pavel zice într-o împrejurare: mi-ar fi cu mult mai bine să mă duc acasă la Domnul meu, să mă mut. Și să nu este un cuvânt spus numai ca să fie spus, este un adevăr, un mare adevăr. Să crezi din toată inima că este înviere, din toată inima să crezi că este viață veșnică și tot din toată inima să crezi și în cer și în iad. Și din toată inima să crezi că la sfârșitul veacurilor și la sfârșitul viețuirii tale pe pământul acesta, de un singur cuvânt pe care îl va spune Domnul în ziua aceea mare și înfricoșată, va depinde locul în care ne vom petrece veșnicie. Înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. Poți să te arăți pe din afară ca fariseii de odinioară, el mai evlavios și neprihănit de pe pământ și din întreg poporul Domnului. Înaintea lui Dumnezeu se are în vedere inima omului. Dumnezeu locuiește într-o inimă smerită și diavolul locuiește într-o inimă mândră. Și în ziua aceea mare și înfricoșată, de un singur cuvânt pe care Domnul îl va spune în dreptul fiecăruia dintre noi, va depinde locul veșniciei noastre. El va spune numai unul din cele două cuvinte posibile: vino sau du-te. Și de cuvântul acesta va depinde locul veșniciei noastre. Moartea nu este nici de cum sfârșitul tuturor lucrurilor. Prin moarte omul iese pe ușă și intră pe altă ușă. Numai că pe ușă scrie bucurie eternă și pe alta scrie durere eternă. De felul în care trăiești viața pe pământ depinde felul în care vei învia din morți. Și de felul în care vei învia din morți depinde locul în care îți vei petrece veșnicie. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este a lui. Spunea preiubitul frate Dumitru, gazda mea, Domnul să-l binecuvinteze: vai, 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 cu câtă bunătate și gingășie se poartă față de mine. Mereu și mereu trebuie să-l potolesc eu. Nu știe ce să mai îmi dea, nu știe ce să mai fac. Auzi, și m-a amenințat: când îi mai veni, să nu te duci la alții, tot la noi.
Și spuneam și fratelui Costel, ce mare har, dragostea asta pe care o tarnă Dumnezeu prin Duhul Sfânt în noi. Și Dumnezeu spunea la un moment dat, în însemnatul cuvânt de îndemn pe care ni l-a dat, că până și diavolul cunoaște Biblia. Diavolul cunoaște toată Biblia, de la cel din tâi cuvânt până la cel din urmă. Diavolul are o experiență de mii de ani cu miliarde de oameni și are o experiență mare și cu biserică. Miliarde de oameni nu-l pot birui pe diavolul și înțelepciunea lui. Dar un singur om, poate să fie și fără carte, care e plin de Duhul Sfânt, îl biruie. Duhul lui Dumnezeu este mai tare decât Duhul lui. Și cel care este în voi este mai mare decât cel care este în lume. A spus foarte bine Dumnealui despre confruntarea din pustie. În pustie s-au confruntat cei mai mari teologi, diavolul și Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Nu uitați că diavolul a avut o mare strălucire în cer. A fost un înger mult iubit. Dumnezeu când a creat lumea, a creat-o cu o inimă foarte tristă. Ucenicul mult iubit, Îngerul mult iubit, Lucifer, s-a răzvrătit și a luat împreună cu el o treime din ceata îngerilor și inima Domnului era îndurerată. Și acum diavolul, marele teolog, a venit la Domnul Iisus și l-a ispitit exact cu Biblia, este scris. Și Domnul Iisus l-a biruit cu ce? Nu doar cu este scris, cu Duhul Sfânt care l-a inspirat să spună este scris. V-am spus duminică seara, după ce a ieșit din apa botezului, Biblia spune că Duhul Sfânt a fost văzut pogorându-se și oprindu-se peste el. Și versetul următor zice, Iisus plin de Duhul Sfânt s-a dus în pustie mânat de Duhul ca să fie ispitit de diavol. Diavolul a venit la Domnul Iisus cu înțelepciunea lui, este scris și Domnul a biruit tot cu este scris, dar prin Duhul Sfânt. Așa să fie și viața noastră a tuturor, și în lucrurile mici și în lucrurile mari, potrivit cu adevărul Sfintelor Scripturi, dar prin călăuzirea Duhului Sfânt. Toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Și acum să vă cânt. Dacă trăiesc și dacă port pe umăr eu măcar un strop din roadele divine, și dacă sunt în holda fără număr, da, cu legător de spice pe coline, atunci e bucurie în pieptul meu. Atunci pământul întreg e lângă mine, și dacă plec mă duc la Dumnezeu, mă duc la Tatăl meu și e mai bine. Și dacă plec mă duc la Dumnezeu, mă duc la Tatăl meu și e mai bine. De altă parte am citit și știm, da, că toate aici lucrează împreună spre binele acelor ce iubim, da, spre binele acelor care adună, căci clipa despărțirii dacă vine, ea vine totuși spre folosul meu, căci dacă plec mă duc la Dumnezeu, mă duc la Tatăl meu și e mai bine. Căci dacă plec mă duc la Dumnezeu. Mă duc la Tatăl meu și e cu mult mai bine. Amin. Amin.
Și acum, pentru că ni s-a poruncit în biletul care a fost trimis la altar, să cântăm și cântarea aceea minunată, care are o întrebare minunată: mă iubești mai mult decât ceilalți? După ce a înviat, Domnul Iisus a dus după ucenici, nu i-a lăsat. I-a găsit și i-a ajutat să se clarifice, să creadă, să se ridice și să lupte lupta cea bună a credinței sfinților. Le trimite vorbă prin Maria Magdalena: spune ucenicilor mei că eu merg înaintea lor în Galileea. Să-și ia sufletul în mâini, altfel sus, și să vină în Galileea să se clarifice. Și spune și lui Petru. Petru era cu inima zdrobită. Poate și în seara aceasta, în locul acesta, sunt astfel de oameni cu sufletele zdrobite de dureri. El era zdrobit de durere pentru ceea ce făcuse cu cel mai bun prieten al lui. S-a lepădat cu blestem și cu juruință. Asta e ceva grozav. Spune în cuvântul Domnului, 40 de zile până la înălțarea la cer, Domnul s-a arătat în multe rânduri ucenicilor, vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. În aceste 40 de zile Domnul n-a făcut nicio minune. N-a vindecat pe nimeni, n-a eliberat pe nimeni și n-a înviat pe nimeni din morți. 40 de zile i-a antrenat pe ucenici și le-a predat ștafete. Sigur că a făcut minunea cu pescuirea minunată, ca să învețe prin aceasta și mai bine pe ucenici ce înseamnă să fii pescar de oameni. Cel mai mare privilegiu, cea mai mare onoare pentru noi ca oameni, să fim vestitori ai Evangheliei. Să fim vestitori ai Harului și ai Împărăției lui Dumnezeu. Cea mai mare onoare și cel mai mare privilegiu, cea mai mare binecuvântare. Faptul că li s-a arătat ucenicilor acestei 40 de zile, asta a schimbat pentru totdeauna viața lor. Ei au putut să zică de la cinzecime mai departe, prin putere dumnezeiască și nu prin putere omenească, noi am văzut pe cel înviat. Noi credem în cel înviat, noi îl urmăm pe cel înviat și îl mărturisim pe cel înviat. Și auzi ce spune în capitolul 21 Evanghelia după Ioan. După ce au prânzit, Iisus l-a întrebat pe Petru. Auzi câtă gingășie și câtă bunătate după ce au prânzit. Că dacă îl întreba înainte să prânzească, nu-i mai ardea după aceea de niciun prânz. De 3 ori s-a lepădat Petru de Domnul și învățătorul lui și acum Domnul Iisus de 3 ori trebuie să se aplece și să-i spele picioarele. Ce fac eu, tu nu înțelegi acum, dar vei înțelege după ce, când după ce, după ce te vei lepăda și vei trece cu picioarele prin apele murdare ale lepădării, eu voi învia și îți voi spăla iarăși picioarele ca să fii curat de tot. Și pune întrebarea de foc: mă iubești tu mai mult decât ceilalți? Da, Doamne, te iubesc. Paște mielușeii mei, ai mei, nu ai tăi. Și mai trece o vreme și iarăși îl întreabă: mă iubești? Da, Doamne, te iubesc. Paște oițele mele, ale mele și nu ale tale. Și vine a treia întrebare, a treia oară: mă iubești? Doamne, te iubesc. Și zice: tu toate le știi. E acum paște oile mele. Când am ajunge în cer la Dumnezeu, pe niciunul dintre noi Dumnezeu nu ne va întreba cât ai alergat pentru mine, cât ai luptat pentru mine, cât te-ai cheltuit pentru mine, cât ai muncit sau cât ai suferit pentru mine. Singura întrebare: cât ai iubit? În toate aceste lucruri, dragostea este cea mai mare și este singura care va rămâne. Domnul ne dă o poruncă, nu e un sfat, nu e o recomandare. Zice: vă dau o poruncă, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Eu ce spune? Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei. Nu că unul se numește penticostal, altul baptist, altul ortodox, catolic sau cum să-l mai numi ei, după denumire omenești. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei dacă, cum zice, vă veți iubi unii pe alții. Cine nu iubește, zice, n-a cunoscut pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este dragoste.
Cum poți să zici îl iubesc pe Dumnezeu pe care nu-l vezi și pe ăsta pe care îl vezi nu-l iubești, ești un mincinos? Și mai mult zice, dacă urăște cineva pe fratele său, este un ucigaș. Și ucigașii nu merg în cer, ucigașii merg în iad. Și dacă în seara aceasta, în adunarea noastră, există oameni în inima cărora locuiește Satana cu un duh de ură, Domnul în milă și în îndurarea Lui să-și întindă mâna. Și inima aceasta de piatră plină de ură și de moarte, de întuneric, să fie o inimă de carne, în care să locuiască, prin Duhul Sfânt, dragostea și neprihănirea Lui Dumnezeu. Și pe noi ne întreabă în seara aceasta Domnul Sfântului Israel, întrebarea minunată, mă iubești și mai mult decât ceilalți? Și noi să spunem, Doamne, cât eu iubi unul, cât eu iubi altul, nu știu. Dar eu atât așa, că te iubesc din toată inima și vreau să slujesc cu toată inima cât o ai trăit pe pământul acesta. Și să-mi iubesc și frații și surorile și să-mi iubesc și semenii și să ajung la treapta desăvârșită care spune să ne iubim și dușmani. Asta vine de la Dumnezeu, nu mai vine de la oameni. Mă iubești tu mai mult decât ceilalți, mă iubești ca un frate ceresc, mă iubești tu ca rob din iubire, eu așa te iubesc. Mă iubești tu când sunt lângă tine, dar și atunci când te simți părăsit. Mă iubești și între flori și între suliți, eu așa te-am iubit, eu așa te-am iubit. Mă iubești tu mai mult decât ceilalți, decât cei ce arar mă însoțesc. Mă iubești tu privind veșnicia, eu așa te iubesc. Mă iubești tu când sunt lângă tine, dar și-n ceasul amar și umbrit. Mă iubești tu când cerul-i departe, Eu așa te-am iubit, eu așa te-am iubit, eu așa te-am iubit, eu așa te-am iubit. Amin. Să cântăm prin îndurarea Domnului dintr-o cântare. Două strofe și un refren frumos. Și după aceea să intrăm, cum ați auzit mai devreme, poruncă, prin fratele și în slujba vestirii Evangheliei în seara aceasta, în locul acesta. Amin, amin. Amin. 954 pagina în Sfintele Scripturi, Evanghelia după Matei. Să luăm loc și să ascultăm cu luare minte cuvântul Domnului. Iar cei care aveți pe inimă, rugați-vă și în seara aceasta cu foc. Rugați-vă săruitor și pentru voi și pentru mine, ca să putem duce și în seara aceasta cu bine și șederea și slujba din locul acesta până la capăt. Amin. Versetul cu numărul 6 spune că mirele va veni la miezul nopții. Cum spuneam și duminică seara, miezul nopții din punct de vedere fizic este atunci când pământul se găsește la cea mai mare depărtare de soare. Iar din punct de vedere spiritual, miezul nopții este atunci când omenirea se găsește la cea mai mare depărtare de Dumnezeu. De la an la an, păcatul este tot mai prezent și tot mai răspândit pretutindeni în lumea întreagă. De la cei mici la cei mari și de la cei mari mei cu seamă înspre cei mici. Și spunem cu o mare durere în inimă, păcatul este tot mai prezent și tot mai răspândit și în adunare. De la an la an, puterea întunericului, puterea vrăjmașului este tot mai mare și tot mai răspândită pretutindeni pe întreg pământul și spunem că o durere și mai mare, tot mai prezentă și tot mai răspândită și în adunare. Și puterea aceasta mare
și nemaipomenită a păcatului și a întunericului, nu poate fi contracarată decât printr-o putere mai mare și decât de către o putere mai mare, și puterea aceasta mai mare este Duhul Sfânt. Duhul lui Dumnezeu, care este mai tare decât Duhul Lumii și în vremurile acestea, și Hristos Domnul, care atunci când este în noi, este mai mare decât Cel care este în lume. Pilda celor 10 fecioare este o pildă rostită de Domnul însuși, și în pilda aceasta ni se spune că sunt două categorii de fecioare în Biserica Domnului, și anume fecioare nechipzuite, neînțelepte, și fecioare înțelepte, fecioare chipzuite. Orice om care crede din toată inima în Iisus și în cuvântul Lui, prin Duhul Sfânt, este născut din nou, este născut de sus, din Dumnezeu, din apă și din Duh, și este o făptură nouă. Toate cele vechi s-au dus și toate lucrurile s-au făcut noi. Să fi săvârșit toate păcatele și toate scârboșenile și nelegiuirile din lume. De aici mai departe este o făptură nouă, o fecioară, care niciodată n-a săvârșit păcat și nelegiuiri. Și se începe o viață nouă și se scrie o istorie nouă. Și este degetul lui Dumnezeu și pana lui Dumnezeu care scrie istoria cea nouă a omului care este în Hristos. Ești părtaș firii celui dumnezeiești. Ai o nădejde vie, neînșelătoare, și împreună cu sfinții ești rânduit să moșenești împărăția aceea veșnică și nestricăcioasă, slăvit să fie Domnul. De aici mai departe însă, chiar și copil al lui Dumnezeu și rob în casa Dumnezeului celui viu și adevărat, dacă ar fi nițeluși mai mare, aș face cu el o înțelegere. Și aș spune, să facem o înțelegere, cât vorbesc eu, taci tu. Și după ce termin eu, pot să vorbesc și tu. Nu este deschis acolo la... Asta e deschis acolo la mama și copilul. Nu pentru mine, că pentru mine e un mare har. Dar am văzut că mulți frați cumva se necăjesc și se tot uită înspre acolo. Pentru mine e un mare har, că dacă e un copil care strig, eu trebuie neapărat să strig mai tare decât el. Și atunci se aude mai bine ce am eu de spus. Trebuie să fie înțelegere și bunătate și dragoste, dar și înțelepciune în toate lucrurile. Așa, mulțumim foarte mult. De aici mai departe este alegerea fiecărui. Fiecare dintre noi ne situăm numai în una din aceste două categorii. Ori ești între fecioarele înțelepte, ori ești între fecioarele nechipzuite. Și unele și celelalte, neprihănite înaintea lui Dumnezeu, prin credință, botezul pocăinței săvârșit în credință, fecioar, curat. Și unele și celelalte candele, ăsta este cuvântul lui Dumnezeu, lumina, care luminează cărarea omului în călătorie, drumul spre cer. Deosebirea fundamentală între cele nechipzuite și cele înțelepte, cele nechipzuite, măcar că aveau statut de fecioară și cuvântul Domnului candela, n-aveau unde lemn în vase. Și unde lemnul în vase, indiferent ce spun astăzi unii pastori și predicatori, învățători mincinoși, cum că n-ar fi Duhul Sfânt, pentru că Duhul Sfânt nu se poate cumpăra, unde lemnul din vase este Duhul Sfânt. Și vasele reprezintă cămările inimii. Inima este alcătuită din mai multe odăi, din mai multe cămări. Am auzit și eu tot mai mult în ultima vreme, insistându-se asupra învățăturii acesteia mincinoase, cum că unde lemnul de aici, din pilda celor 10 fecioare, nu este Duhul Sfânt, și vin ei învățătorii mincinoși cu argumentul acesta fals, că Duhul Sfânt nu se poate cumpăra. Spune în Isaia, în capitolul 55, versetul 1, așa,
Voi toți cei însetați, veniți la ape, chiar și cel ce n-are bani. Veniți și cumpărați bucate. Veniți și cumpărați vin și lapte fără bani și fără plată. Păi aici se vorbe despre a cumpăra în sens omenesc, în sens obișnuit. Aici se vorbe despre o negustorie, nici necum. Este vorba despre cu totul altceva. Domnul Iisus și-a dat viața pentru noi și așteaptă ca noi să ne dăm toată viața Lui, să dăm toată viața Domnului. Este un preț de plătit, se cere o jertfă, trebuie să fie dat Domnului și trebuie să fie un devotament, trebuie să fie o pasiune în toate aceste lucruri. Spune în cartea Apocalipsei, în capitolul al treilea, Domnul, vorbind unei biserici, cum vorbește și astăzi bisericilor pe întreg pământul, versetul cu numărul 17, pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic, și nu și că ești șicălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Eu și lucru grozav. Cele mai multe biserici, de la an la an, sunt în starea aceasta din calea afară de înșelătoare. M-am îmbogățit, sunt bogat și nu duc lipsă de nimic. Am și clădire mare, bine erisită, bine luminată, dotată puternic audio-video, am și pastori și predicatori iscusiți, am și cor, am și orchestră și așa mai departe. Sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic și nu știi că ești și ticălos și nenorocit și sărac și gol și orb. Nu știu ce spune. Ca și când m-aș duce eu la medic și eu îi spun medicului, doctore, sunt sănătos tu. Și după ce mă cercetează doctorul cu deamănuntul, îmi spune, îmi pare foarte rău, dar un cancer te devastează pe dedesubt. Dumnezeu, zici că ești sănătos. În realitate, ești grav bolnav. Și spune mai departe Domnul Iisus bisericii acelea și spune tuturor bisericilor aflate astăzi într-o astfel de stare. Te sfătuiesc, zice, să cumperi de la mine. Să cumperi de la mine aur curățit în foc, haine albe și alifie, zice, ca să-ți ungi ochii și să vezi bine. Păi se vorbe despre a cumpăra în sens obișnuit. Dau eu niște bani și primesc asta și asta și asta. Este vorba despre cu totul altceva. Este vorba despre viața de credință, care înseamnă dăruire, care înseamnă jertfă, care înseamnă un preț plătit, care înseamnă un devotament și un foc. Cred că ați înțeles ce este de înțeles. Fecioarele înțelepte, călăuzite de Duhul Sfânt, vor spune întotdeauna nu. Și oamenilor prin care puterea credinței, puterea mărturiei credinței lor scade, și lucrărilor nesfinte și neduhovnicești, prin care unde lemnul din vase scade și nu crește. Fecioarele înțelepte vor spune mereu și mereu da oamenilor sfinți și lucrărilor sfinte, prin care unde lemnul sporește în inimă, sporește în vase. Și omul acela devine și mai tare și mai puternic și mai plin de lumină și mai plin de har în viața de credință, în lucrurile mici și în lucrurile mari. Fecioarele înțelepte au zis nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă și nici vouă, ci mai degrabă duceți-vă și cumpărați la cei ce vând unde lemn. Ce-am băgat eu de seamă mergând din loc în loc, din adunare în adunare? În fiecare adunare există fecioare înțelepte și în fiecare adunare există fecioare nechezuite. Noi suntem cei care hotărâm în care din aceste două categorii sau din care din aceste două categorii vrem cu adevărat să facem parte. Ca să se înțeleagă și mai bine. În Numeri, în capitolul al 12-lea, începând cu cel din tâi verset, este un episod foarte important pentru noi și pentru înțelegerea adevărului Scripturilor citite în seara aceasta. Spune începând cu cel din tâi verset. Maria și Aaron au vorbit împotriva lui Moise din pricina femeii etiopiene pe care o luase el de nevastă, căci luase o femeie etiopiană. Și au zis, oare numai prin Moise vorbește Domnul, nu vorbește oare și prin noi?
Dacă ar fi să vă întreb, ce gândiți voi? Maria și Aron au făcut un păcat foarte mare și foarte grav, rosind cuvintele acestea. Poate că toți ați zice, nu, și-au dat și ei cu păreri. Și este un păcat din care afară de grav, este un păcat groasnic. Știți cu ce a venit el, diavolul, în grădina Edenului? Cu ce a amăgit-o pe Eva? Tot cu un oare. Oare a spus Dumnezeu chiar așa? Și cu ce vine el, diavolul, astăzi, la urechea tuturor celor care frecventează biserici de un fel sau de un alt? Oare să fie adevărat? Oare a spus Dumnezeu chiar așa? Stați liniștiți, măi oameni buni. Trăim în vremea Harului. Harul le acoperă pe toate. Dumnezeu e cu bunătatea, cu înțelegerea, mila și cu dragostea. Merge și așa, merge și așa, merge și așa. Nu trebuie să fie neapărat 100%, merge și 80%, puțin păcat, puțină curvie. Oare zis Dumnezeu chiar așa? V-am zis și duminică și vă spun și în seara aceasta. Numai pentru că vă iubesc din toată inima, vă vreau binele suprem și mă tem de Domn. Ce mare har de astăzi înainte fiecare dintre noi să luăm foarte în serios fiecare cuvânt al Domnului. Să luăm foarte în serios fiecare avertizare din cuvântul Domnului. Și niciunul dintre noi să nu treacă niciodată peste ce este scris, să nu adauge nimic la ce este scris și niciunul să nu scoată ceva din ce este scris. Oare numai prin Moise vorbește Domnul, nu vorbește El și prin noi? Câți din adunare în seara aceasta, în locul acesta, n-au vorbit de-a lungul vieților de credință împotriva casei Domnului și împotriva slujitorilor Domnului? Asta este un păcat groaznic. Și mai departe zice și Domnul a auzit. Așa cum a auzit-o Domnul pe Maria mii de ani în urmă, să fii desăvârșit încredințat că te aude și pe tine în fiecare clipă și mă aude și pe mine. Nici nu trebuie să vorbești cu glas tare, că El cunoaște gândul care este în inima până să-ți iasă cuvântul pe buze. Și mai departe zice versetul 9, Domnul s-a aprins de mânie împotriva lor și a plecat. Norul s-a depărtat de pe corp și iată că Maria era plină de lepră, albă ca zăpada. Aron s-a întors spre Maria și iată că ea avea lepră. Atunci Aron a zis lui Moise, ah, Domnul meu, nu ne face să purtăm pedeapsa păcatului pe care l-am făcut ca niște nechipzuiți și de care ne-am făcut vinovați. Este cuvântul Domnului Iisus care spune că vom da socoteală de orice ce cuvânt nefolositor pe care l-am rostit vreodată. Zice așa cuvântul sau? Lasă cuvintele scârboase, lasă cuvintele mincinoase, lasă glumele porcoase și bancurile și cuvintele cu mai multe înțelesuri. Zice că vom da socoteală de orice ce cuvânt nefolositor pe care l-am rostit vreodată și adaugă, din cuvintele tale vei fi scos fără de vină și din cuvintele tale vei fi osândit. Cuvintele pe care le spui te duc în cer sau în iad. Și nu este de mirare. Spune cuvântul Domnului, din prisosul inimii vorbește gur. Inima fiecăruia dintre noi este ca un container. Ce pui în ea, aia scoți. Și dacă inima este plină de lucruri de nimic, vei scoate lucruri de nimic și lucrurile de nimic te duc în iad. Dacă inima este plină de Duhul Sfânt, de adevărul și de înțelepciunea Evanghelilor, Sfintelor Scripturi, vei scoate din inimă cuvintele lui Dumnezeu și a se te duc în cer. În seara aceasta, în locul acesta, avem un mare har. Să ne pocăim înaintea lui Dumnezeu, căci înaintea lui totul este gol și descoperit, și să spunem, Doamne, Stăpâne, limba mădularul acesta mic, cât mai trăim pe pământ să fie curat și aprins de la focul Duhului Sfânt. Din cuvintele tale vei fi scos fără de vină și din cuvintele tale vei fi osândit. Când în noi locuiește Duhul lui Hristos, în noi locuiește, cum se spunea și mai devreme, din belșug, zice, să locuiască în voi cuvântul lui Dumnezeu cu înțelepciune. Și cum spune
Apostolul Pavel în cartea Coloserilor, capitolul al doilea, versetul 6. Vorbirea voastră să fie cum zice? Nu zice așa. Vorbirea voastră să fie totdeauna cu sare și dreasă, cu har, totdeauna. Și ce înseamnă totdeauna? Totdeauna înseamnă totdeauna. Și când stai în adunare, și când pleci de la adunare, și când ești în călătorie, și în prăvălie, și la serviciu, și la școală, și în dormitor, și în baie, și în bucătărie, totdeauna înseamnă totdeauna. Vorbirea voastră să fie totdeauna. Ca să se înțeleagă și mai bine pilda aceasta, pilda celor 10 fecioare, ca să se înțeleagă și mai bine ce înseamnă înțelepciunea, nechipzuința, unde lemnul și Duhul Sfânt, citesc în Galateni, în capitolul al treilea, și m-aș bucura din toată inima dacă ar rămâne cuvântul acesta în mintea și în inima fiecăruia dintre noi până la sfârșitul veacurilor. Și oricine ar veni cu altă învățătură, să nu le lăsăm clătinați așa de ușor, ci să răspundem potrivit cu adevăr. Cel din tâi verset, o, Galateni nechipzuiți, cine v-a fermecat pe voi înaintea ochilor cărora a fost zugrăvit Iisus Hristos ca răstignit? Iată numai ce voi să știu de la voi. Prin faptele legii ați primit voi Duhul lor prin auzirea credinței. Și versetul al treilea, sunteți așa de nechipzuiți? După ce ați început prin Duhul, vreți acum să sfârșiți prin firea pământească? Eu ce spun? După ce ați început prin Duhul, ca să-i fecioara înțeleaptă, vreți acum să sfârșiți prin firea pământească? Ca să-i fecioarele nechipzuite care își trăiesc viața la întâmplare, își trăiesc viața oricum. Ce-am mai observat e un lucru foarte important în adunările noastre, nechipzuința, ca să nu zic de-a dreptul nebunia, îndărădniciei și răzvrătirii sufletului nechipzuit, necredincios Domnului. Sunt oameni în adunările noastre care nu iartă, care nu iartă semenilor greșelile lor. Este rugăciunea domnească Tatăl nostru. Și în rugăciunea aceasta domnească Tatăl nostru, lucru cel mai important în rugăciune este cuvântul care zice și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșeților noștri. Și după rugăciune, ca să se asigure că am înțeles bine lucrul acesta, Domnul adaugă: dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru cel ceresc nu vă va ierta greșelile voastre. Asta este o lege pe care Dumnezeu a așezat-o în universul credinței noastre. Este o lege spirituală pe care Dumnezeu a așezat-o în viața noastră de credință. Dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru cel ceresc nu vă va ierta greșelile voastre. Când este Duhul lui Hristos care locuiește în noi, noi iertăm cu inima cea mai bună oamenilor greșelile lor, pentru că avem noi înșine mereu și mereu nevoie de iertarea lui Dumnezeu. Este pilda aceasta a robului nemilosiv în Matei capitolul al 18-lea. Domnul le vorbește ucenicilor despre iertarea frățească și Petru, ca de obicei, cum îi zice, impulsiv și guraliv, un fel de purtător de cuvânt al ucenicilor, intervine și pune o întrebare. Învățătorule, de câte ori să iert pe fratele meu? De 7 ori? Și îi mulțumesc din toată inima Domnului pentru Petru și pentru toate întrebările lui. Dacă n-ar fi pus el întrebările acestea, ni le-am fi pus noi de-a lungul timpului. Bine că a pus el întrebarea aceasta, că am și primit răspunsul. Că altfel n-am fi primit răspuns și n-am fi știut răspunsul la întrebare. De câte ori să iert pe fratele meu? De 7 ori? Și Domnul îi spune și lui și ne spune și nouă. Eu nu zic de 7 ori, ci de 70 de ori câte 7. Cu alte cuvinte, opriți-vă din număra și iertați continuu, pentru că și voi aveți mereu
adică în continuu nevoie de iertarea lui Dumnezeu. Ai ceva neînțelegeri, ai ceva certuri, ba cu unul, ba cu altul, suntem oameni. Și voi greșiți, eu greșesc mai mult decât voi toți la oaltă. Suntem oameni cu slăbiciuni, suntem oameni cu neajunsă, nu se poate să nu fie și nițică ceartă. Păi ce fel de om să fiu eu? Stau încruntat, stau îmbufnat, vin la adunare. Păi și Dumnezeu zice, uite, m-am pogorât, unde lemnul este cu mine și eu îl torn în vasele care sunt deschise. Dar dacă ești cu inima închisă, mânios, încruntat, furios, unde lemnul vine, dar nu se duce în vas, că se duce pe alături. Eu sunt cel care hotărăsc. În seara aceasta, în locul în care te găsești, vrei să treci de la nechipzuiți, de la nebuni, la înțelepți? Spune, Doamne, iert pe orice cine mi-a făcut vreodată vreun rău, din toată inima, și te rog și pe tine să iert, și pe ăsta, și pe ăsta, și pe ăsta. Și mai există un blestem grozav, oameni care nu se pot ierta, ei pe ei înșiși, că au luat anumite hotărâri rele și anumite hotărâri greșite odată și după aceea au suferit. Sau nu se pot ierta că au făcut și ei nu știu ce rău altora, că toți facem rău unii altora. Să te ierți și tu pe tine în seara aceasta și să spui, Doamne, aleg și eu să mă iert din toată inima. Cheia pentru rezolvarea tuturor neînțelegerilor sau conflictelor de felul acesta este rugăciunea Domnului Iisus care spune, Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Și când vii în casa Domnului să fii liber, să te simți minunat, inima să-ți fie deschisă larg, și Dumnezeu Sfântul să toarne din belșug un de lemn și la rugăciune și la cântare, și când se vestește cuvântul și când îți dai mâna și sărutare cu frații, cu surorile, să fii binecuvântat și la venire, și șederea în locul acesta și plecarea din locul acesta. Pilda aceasta, minunată pilda robului nemilostiv, știi ce spune în versetul cu numărul 30? Dar el n-a vrut. În asta constă tot. Vrei sau nu vrei? Aici este cheie. Dar el n-a vrut. A plecat dinaintea stăpânului, dinaintea lui Dumnezeu, cu toată datoria iertat. Și avea o datorie, nu putea să o plătească neam de neamul lui. Și a întâlnit pe unul care îi datora o sumă infim. Și l-a strâns de gât. Plătește-mi ce mi-ești dator. Mai amânăm. Și o să spun, dar el n-a vrut. În seara aceasta tu ești cel care hotărăști. Da, vreau să mă supun poruncii cuvântului voiei lui Dumnezeu sau nu vreau. Și de aici mai departe pleci pe unul din cele două drumuri. Fecioară înțeleaptă sau fecioară nechipzuită. Tu ești cel care hotărăști. La sfârșitul pildei zice, tot așa vă va face Tatăl meu care este în ceruri și vouă. Adică nu. Dacă nu iertați, cum zice, din toată inima pe fratele vostru, nu-l ierta cu jumătate de inimă, nu-l ierta cu trei sfert, iartă-l din toată inima și cere și Domnului tot din toată inima să-l iert, că toți suntem așa cum suntem. Mi-aduc aminte o doamnă, m-a înșelat cu niște bani. Și erau bani, îi zice cumva mulți, vreo două salarii de ale mele în vremea de atunci. Vai, 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 ce m-am mai necășit. Nu-i ca bărbați, parcă avem și niște orgolii mai mari, să te înșeli și o femeie, o doamnă. Mai mare vine necazul și tulburare. Și Domnul m-a întrebat, ce este de făcut în astfel de împrejurări? Și a spus, Doamne, cuvântul Tău zice, ca să mulțumim din toată inima pentru toate lucrurile. Păi fă ce știi că trebuie făcut. Și m-am așezat pe genunchi și am spus în rugăciune, Doamne Sfinte Tată, în numele Domnului Iisus îți mulțumesc în toată inima pentru doamna asta, pentru femeia asta și pentru banii ăștia cu care m-a înșelat. Și când m-am ridicat de pe genunchi, Duhul Sfânt m-a întrebat, cam cu câtă inimă ai mulțumit? Am zis, cam cu jumătate de inimă. Nu-i nimic, mai roagă-te odată. Și m-am rugat a doua oară. Și când m-am ridicat de pe genunchi a doua oară, cam cu câtă inimă ai mulțumit? Cam cu trei sferturi. Nu-i nicio supărare, mai pleacă-te odată. Și când am zis a treia oară în rugăciune, Doamne, din toată inima, o iert pe femeia aceasta și îți mulțumesc din toată inima pentru ce mi-a făcut femeia aceasta, că m-a înșelat cu banii aceștia în numele Domnului Iisus. Când m-am ridicat de pe genunchi, inima mea era plină de pace și plină de bucurie sfântă. Și ce zice cuvântul? Luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoarele celui rău. Toate înseamnă toate. Au și promisiuni. Nu aștepta să stingă Dumnezeu
săgețile arzătoarele celui rău. Degeaba iei scutul credinței după ce ți-ai intrat săgeata în inimă. Scutul credinței trebuie să fie tot timp. Și scutul credinței este adevărul cuvântului lui Dumnezeu care spune să mulțumim Domnului pentru toate lucrurile. Mulțumesc și în seara aceasta din toată inima Domnului pentru orice cine ți-a făcut vreodată vreun rău. Și scutul credinței zice că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Fecioarele înțelepte vor spune întotdeauna nu oamenilor care îi trag în jos și departe de Dumnezeu și vor spune întotdeauna lucrărilor care îi trag departe de Dumnezeu, izvorul binecuvântărilor cerești, dătătorul unde lemnul. Fecioarele înțelepte vor spune întotdeauna da oamenilor sfinți prin care se întăresc în credință și unde lemnul în inimă sporește și prin aceasta puterea și bucuria și vor spune da întotdeauna lucrărilor sfinte prin care inima lor și mai curat și mai sfânt și mai plină de unde lemn, de bucurie și de putere cerească. Satana are o experiență de mii de ani cu miliarde de oameni și el este pe urmele noastre toată viața. Poți să ai inima plină de Duhul Sfânt. El nu descurajează. Pune în partea de jos a inimii un robinet mic. Nu pune unul mare, că dacă ar pune un robinet mare, când l-ar deschide, dintr-o dată unde lemnul s-ar vărsa și te-i speria. Dar el pune un robinet mic. Azi puțin minim, puțin, iar puțin, iar puțin, picătură cu picătură, scade unde lemnul din inimă și te trezești fără de putere, tot mai firesc și tot mai lumesc, de la în la, fără foc și fără dragoste din tăi. Asta face el Satan. Mi-am adus aminte astăzi și am mărturisit și altora un credincios. Mai multă vreme în urmă, umbla prin America, vestea Evanghelia din loc în loc și uneori îl prindea noaptea pe drum. Și zice, mă așezam pe lângă o pădure ca să mă odihnesc și aprindeam un foc mare. Și câtă vreme era focul mare lângă mine, dormeam liniștit. Nici o fiară sălbatică nu îndrăznea să se apropie. Așa și cu noi. Câtă vreme este focul Duhului Sfânt mare în inimă, niciun duc străin, niciun duc de curat, niciun demon nu dă să se apropie. Se sperie, e o putere, e un foc. Diavolul, cât stai în lumină, n-are nicio putere asupra. El sunt în întuneric și te cheamă și pe tine în întuneric, ispitindu-te cum l-ai ispitit pe Domnul Iisus. Fecioara înțeleaptă va spune întotdeauna nu. La ce trebuie spus nu și va spune da, la tot ceea ce trebuie spus, da. Spune că a venit vremea, Domnul a intrat în odaia de nuntă din vreună cu fecioarele înțelepte, mai târziu au venit și cele nechipzuite, au bătut în poartă, deschide-ne, deschide-ne, și au auzit cuvântul acela care te înfioară. Adevărat vă spun că nu vă cunosc. Și se termină pilda, vegheați dar căci nu știți nici ceasul și nici ziua în care va veni Fiul om. Este ceva grozav. Spun iarăși că Satana e foarte șiret și umblă prin toate amboanele și are și el învățătorii lui tot mai mulți la număr. Învățături sofisticate, învățături care se vor neapărat interesante. Și el printre altele zice așa: cel mai important lucru pentru voi este să ziceți Doamne, Doamne. Și dă într-una cu Doamne, 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 Doamne. Ba la rugăciune, ba la cântare și așa mai departe. Și cuvântul Domnului spune că nu e adevărat. Cel mai important lucru este mai întâi să facem voia lui Dumnezeu și după aceea să spunem Doamne, Doamne. Matei 7:21. Nu orice cine îmi zice Doamne, Doamne va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în cer. Și vine versetul următor. Și Satana și retul auzi ce spune? Cel mai important lucru pentru voi este să-L cunoașteți pe Iisus Mântuitor. Și pare că așa este, dar nu este deloc așa. Cel mai important lucru este să ne cunoască El pe noi întâi și să ne mărturisească înaintea Tatălui și înaintea îngerilor ca fiind ai Lui și după aceea să-L cunoaștem și noi pe El și să ne dorim să-L cunoaștem mai bine și mai bine. După 25 de ani de viață creștină minunată,
Apostolul Pavel zice să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și să mă fac asemeni suferințelor Lui după 25 de ani. Hai ca să înțelegeți și mai bine ce vrea să însemne lucrul acesta, adevărat vă spun că nu vă cunosc. Mă duc eu în America, la Washington, la Casa Albă și bat la poartă. Iese un slujitor și mă întreabă, cine ești și ce poftești? Sunt de la București, numele meu este așa, și vreau să stau de vorbă cu Excelența sa, președintele Americii. Dar-l cunoști? Cum să nu-l cunosc foarte bine? Bine, așteaptă că mă duc să-i dau de veste. Și se duce înăuntru și spune președintelui, iese unul panican venit de la București și dorește să vă vorbească. Spune că vă cunoaște și vă cunoaște foarte bine. Și președintele îi spune slujitorului, îmi pare foarte rău. S-ar putea ca el să mă cunoască, dar eu nu-l cunosc. Du-te și spune-i să plece. Și vine slujitorul și îmi spune, pleacă și plecă. Ce vrea să însemne pilda aceasta, pilda celor 10 fecioare, și ce vrea să însemne unde lemnul din vase? Întâlnesc și eu mii și mii de oameni în România, în afara României. Și tot mai mulți conduc automobil, la o mașină. Și printre șoferi există două mentalități. Unul merge la benzinărie și pune în rezervorul automobilului, cum e în România, motorină de 50 de litri. Asta sunt aproape 10 litri. Și el spune, lasă că să-mi ajungă mâine, poimine, mă-i descurc eu după aceea. Altul merge la benzinărie și zice, nu, eu vreau să am totdeauna rezervorul plin, că nu știu ce se întâmplă la noapte, apare ceva și trebuie să mă asigur că voi ajunge unde trebuie să ajung. Biserica este ca un spital, este și ca un atelier, Dumnezeu olarul, noi lutul. Biserica este și ca o școală unde învățăm cuvântul Domnului. Biserica este și ca o sală de antrenament, ne antrenăm. Biserica este și ca o grădină de unde luăm mireasma florilor celor cerești. Și biserica trebuie să fie neapărat și o benzinărie. Mai umbli în sânge, mai umbli în dreapta, hop, la adunar. Mai pui ceva în rezervor, mai iei pentru câteva zile iarăși putere, mai umbli în dreapta, mai umbli în sânge. Biserica trebuie să fie neapărat și ca o benzinărie. Acum, noi suntem cei care hotărâm. Sunt unii care vin la biserică, pun și eu de 50 de lei. Iar alții care vin la biserică și care zic, eu vreau să fie inima mea plină când plec de aici. Și vreau ca Dumnezeu să umple inima mea, să umple vasele inimii mele. Și la rugăciune, și la cântare, și la cuvânt, legătura frățească, părtășia cu sfinții, să umple de puterea cerului de unde le. Noi suntem cei care hotărâm. Eu și din experiența mea și povestesc atâți alții din experiența lor. Vai, 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 câte mofturi și câtă sensibilitate. Oh, iară predică ăsta, nu mă interesează, că-l știu eu cum este. Iar ne dă să andem la rugă, las că-l știu eu și pe asta. Inima este închisă, mintea este închisă și pleci de aici cu rezervorul gol. Tu ești cel care hotărăști din care, din cele două categorii, vrei cu adevărat să faci parte, între nechipzuiți sau între înțelepți. Mulți dintre voi sunteți din părțile Sucevii. Să vă dau și exemplul acesta. Se aude trâmbiță. Peste 10 ore, Iisus vine la Orad. Și acum este o învărmășală mare. Fiecare se trezește, își pregătește familia, automobilul, să plece la întâlnirea cu mirele. Ăla care are motorină în rezervor de 50 de lei, o să meargă nițeluș de la Suceava, o să ajungă la Gura Humorului, ai poate și până la Câmpul Lung și ești gata. El care are rezervorul plin, se duce până la Oradea, ajunge și la timp și ajunge și cu bine. El care are numai de 50 de lei motorină în rezervor, după ce se termină motorina, disperat, se oprește. Face semn în dreapta, face semn în sâng. De ce-i cu dumneata? Ce s-a întâmplat? Nu mai am motorină în rezervor, dăm din motorina dumitale. Nu-ți dau. Ca nu cumva să nu-mi ajungă nici mie, nici ție, ce mai bine du-te la oameni și cumpăr. Și bate ăsta din poartă în poartă, unul îi dă 2 litri, altul îi dă 5 litri, îi mai dă un altul 20 litri și până să ajungă el de acum ușa s-a încuiat. Ultimul verset este un îndemn și este o avertizare.
Găsești la fiecare pas în Biblie cuvântul acesta, vegheați, dar, vegheați, dar, vegheați, dar, vegheați, dar, și spune vegheați, dar, în tot timp. Și în Evanghelie cuvântul Domnului și după aceea și în epistole, de la un capăt la celălalt, este o poruncă, vegheați, vegheați, vegheați. Noi suntem păzitori, noi suntem portari minților noastre și inimilor noastre și vieții noastre. De aia zice, păziți-vă bine. Spune că unul, un hoț, a intrat într-o întreprindere în vreme ce portarul dormea și s-a apucat să fure de prin întreprindere cei cădea la îndemână. Arunca pe segar. O patrulă de poliție a trecut teamar atunci prin locul unde hoțul arunca lucrurile furate pe segar. După ce a furat el ce a furat, s-a zvârlit și el pe segar și opca a căzut în mâna poliției. Și poliția l-a luat la cercetat. Ce faci? Cum ai intrat în întreprindere? Și el a spus, în timp ce pasnicul dormea, am intrat în întreprindere. Hai la pasnic! Și l-a dus la pasnic. Și a spus, uite, asta și asta și asta. Pasnicul s-a înfuriat din cale afară de dar și aproape să-l strângă de gât pe bietul ăsta hoț. Nenorocitului, cum de îndrăznit să faci așa ceva? Și hoțul i-a spus cu o mare seriozitate. Nu te supăra, treaba dumitale era să păzești. Treaba mea este să fur și treaba dumitale să păzești. Așa că nu te mai răsui la mine și mai bine răsuiește-te la Dumnezeu. Altădată fă-ți datoria cum se cuvine. Așa este și cu viața noastră de credință. Noi suntem cei care păzim sau trebuie să păzim bunurile pe care Dumnezeu în mila și în îndurarea Lui cu mână largă ni le-a dat, ni le dă și ni le încredințează. Ce mă gândesc eu în seara aceasta să vă încurajez și să mă încurajez? Zice, deseleniți-vă un ogorno ca să vină vremea și să ploaie mântuire. În seara aceasta să ne facem o cercetare foarte atent. Să vedem cine și ce anume ne ține departe de puterea lui Dumnezeu și de izvorul mântuirii care este unde lemnul, Duhul Sfânt care se pogoară din cer în inima credincioasă. În inima care îl caută cu tot din adinsul pe Domnul Împăratul Slav. Cine și ce anume ne ține departe? Și să punem bine mâna pe coarnele plugului și încă o dată și încă o dată să răsturnăm totul și să scoatem din inima noastră tot ceea ce trebuie scos. Și să dăm înapoi Domnului, într-un ogor nou, într-un pământ bun, 100% ceea ce ni s-a încredințat. Ăsta este pământul bun. Și asta este inima credincioasă. Noi suntem cei care hotărâm din care din aceste două categorii vrem să facem parte. Nu știu dacă ne vom vedea odată în umblarea și în alergarea noastră pe pământul acesta. Mi-am făcut și eu nițeluși datoria în mijlocul vostru. Ce am primit de la Domnul, aia v-am dat. Dacă ce v-am spus eu în seara aceasta nu e adevărat, eu voi sta înaintea lui Dumnezeu la judecată, condamnat pentru totdeauna ca profet mincinos. Dar dacă ce v-am spus eu este adevărat și voi nu primiți, voi veți sta înaintea lui Dumnezeu în ziua judecății, condamnați pentru totdeauna. Spune că frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Nu este înțelepciunea însăși, este începutul înțelepciunii. Și așa cum ni s-a vestit și duminică seara, trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Frica de Domnul înseamnă cinstire, prețuire, înseamnă respectul față de Dumnezeu. Cel mai mare dar făcut omenirii spre mântuire este Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Și cel mai mare preț care s-a plătit pentru mântuirea noastră este sângele Domnului. Fiecare dar să se cerceteze pe sine însuși dacă este în credință. Eu vă pun cuvântul Domnului în brațe. Și dorința inimii mele este și pentru voi și pentru mine. Ca Dumnezeu în mila și în îndurarea Lui să-și întindă mă și să ne binecuvinteze în chip minunat pe toți, ca prin puterea care vine din cer, să luăm hotărâri sfinte, curate, minunate și să ne ținem de hotărârile acestea, adică de Domnul care este credincios în toate lucrurile până la sfârșitul veacurilor, să ne ținem de Domnul și de îndurarea Lui până la sfârșitul vieții. Amin. O să facem și în seara aceasta un cuvânt de rugăciune și o să chemăm numele Domnului peste noi și peste locul acesta.
Dacă este cineva care dorește sau ține cu totul din adinsul, să ne rugăm pentru el și împreună cu el, cauze de un fel sau de un altul, ca să vină puterea Domnului peste el și înăuntru lui, poate să vină aici în față să se îngenuncheze și o să strigăm la Domnul împreună cu el. V-am spus și aseară și duminic, nu trebuie să îndeplinim decât două condiții. Să fim sinceri și cu inima deschisă înaintea Domnului. Și Domnul să deschidă o scăldătoare, o betest, și să plecăm din locul acesta cu inima nouă. Zice, ținta poruncii este dragoste, care vine de unde? Dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. Amin. Ne ridicăm și ne rugăm cu toată adunarea. Și spun iarăși, dacă este cineva care anume, neapărat vrea să facem cuvântul acesta de rugăciune cu el și pentru el, poate să vină aici în față, să se îngenuncheze.